La ora de marketing, am încercat să introduc o temă, un subiect interesant în cadrul politicii de promovare pe care noi am abordat-o în acest ultim capitol în cadrul disciplinii. Un aspect interesant care se referă la fast fashion. În traducere liberă, toată lumea știe și este influențată de acest concept, moda rapidă. Și aici includem și upcycling, freecycling, consumul sustenabil. Să conștientizăm impactul strategiilor de marketing cu precădere a politicii de promovare adoptate de firme asupra modificării comportamentului nostru de consum și să ne dezvoltăm abilitățile necesare pentru a face cumpărături sustenabile și pentru a ne gestiona mai bine banii, da? Banii, bugetul lunar. O să vedem și cum putem face economii, da, fără să ne lăsăm influențați de acest concept fast fashion atât de pregnant în viața noastră. O să vizionăm un film foarte scurt și v-am dat dinainte niște fișe să vă documentați. După ce o să vizionăm filmul, o să discutăm. Making our older clothes outdated and unfashionable and also making us constantly want to keep shopping for new trendier clothes. Cum ați defini acest concept? Poate dăunător și până. Cui? Cui dăunează? Și nouă, în mod indirect. Indirect în ce sens? Direct, nu chiar indirect. De ce suntem get some help? De ce putem deveni o victimă a acestui concept? Când mergem să cumpărăm și vedem că tot apar lucruri noi, acest lucru poate să devină o adicție. Și devine pentru multe persoane, da? Adicția asta ce presupune? Să scoatem sume de bani? Ce înseamnă fast fashion concret? O modă care se schimbă foarte repede. Exact. Și apar pe piață produse multe și ieftine. Chiar am văzut o serie de fișe create la matematică, la fizică. Au pornit de la parfumuri, au pornit de la, da, deci aspecte care interesează pe copii și încet, încet trecerea s-a făcut către partea asta financiară, fără ca ei să conștientizeze neapărat, dar să rămână cu anumită, mă rog, un anumit concept și o anumită înțelegere a acestui aspect. Cum ne afectează buzunarul nostru? Ne afectează în mod negativ, deoarece în loc să cumpărăm lucruri de calitate care ne vor ține ani de zile, cumpărăm ceva ce ține maxim câteva săptămâni. Am fost, spre exemplu, în mai multe situații de-a lungul vieții mele în care am avut și foarte mulți bani și în care am avut și foarte mari datorii și știu cum este și să ai bani, să te descurci, să fii fericit, adică până la urmă, banii nu aduc fericire, dar tot ai o anumită fericire când știi că ești ok, nu ai, exact, nu ai niciun stres. Și atunci când știi că ai datorii foarte mari, este un stres foarte mare. Aceste discuții care sunt legate de bani sunt destul de importante. Mă, dacă nu știm să gestionăm banii, putem ajunge în niște situații foarte, nu știu, dificile așa. Pe vremuri, cred că și părinții voștri cumpărau cu anumite ocazii, economiseau ca să-și cumpără o haină, sunteți de acord? Nu știu dacă vă povesti părinții voștri, da? Și în momentul în care cumpărau, aveau acea satisfacție. Măi, am reușit să-mi cumpăr un lucru care mă face să mă simt bine. Noi mai avem satisfacția asta? Ce spun marketerii? Oamenii sunt fericiți atunci când consumă. Când se opresc din consum, devin nefericiți. Care este strategia pe care o adopt în continuare, a doua zi? Consum în continuare. Și aici putem aminti conceptul ăsta de upcycling. Ce înseamnă upcycling? De a transforma ceva în ceva mai bun. Deci ori reparăm, ori nu mai place produs. Nu-l arunc, că asta înseamnă poluare, da? Îl transform în ceva ce mi-ar putea fi util și mi-ar face plăcere să-l port. Românii stau cel mai prost la investiția în educație și în sănătate. Din păcate, asta este educația noastră, da? Putem să investim în educație și sănătate și atunci stima noastră de sine crește? Eu vă propun să faceți un exercițiu din ăsta lunar, să vedeți, chiar poate vi se pare mică suma la sfârșitul unei luni, da? Pentru că voi încă n-aveți foarte mulți venituri personale, dar adunată lună de lună s-ar putea să conteze la un moment dat. Mi-ar plăcea să știu cum să mă descurc la facultate, pentru că sunt sigur că o să-mi fie foarte greu. Pentru că voi fi și singur și voi avea și un buget limitat, ceea ce nu sunt obișnuit, pentru că acum locuiesc cu părinții și mi-este mult mai ușor și cu mâncarea și cu hainele și cu tot, mă ajută ei, dar la facultate o să fie mult mai greu. Și nu știu, mi-ar plăcea să știu
cum să pot să mă descurc cât mai bine, să economisesc în anumite aspecte și chestii legate de acest domeniu. Este extrem de interesant pentru că e o provocare și pentru noi. Trebuie să găsim, să abordăm anumite teme care să includă aceste aspecte financiare utile în viața de zi cu zi a elevilor noștri. Baza, dacă o au din școală, dezvoltarea acestor competențe de educație financiară sunt un avantaj extrem de mare.